Potrivit hidrologilor, până pe 21 martie, ora 18, se menține codul portocaliu privind depășirea cotelor de atenție pe Dunăre, sectorul Laval, porțile de fier Zimnicea, de pe raza județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Telorman. De asemenea, aceeași avertizare se instituie pe sectorul Hârșova-Brăila și pe brațele Dunării din zona județelor Constanța, Brăila și Tulcea. Pe de altă parte, rămâne în vigoare avertizarea cod galben de inundații pe Dunăre, sectoarele Zimnicea-Hârșova și Aval-Brăila, precum și pe brațul Borcea, Călăraș-Vadoi, din județele Telorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița-Brăila, Galați și Tulcea. Hidrologii menționează că sectorul Dunării Aval-Gruia este apărat împotriva inundațiilor prin lucrări de îndiguire, iar pe baza informațiilor actuale nu se prognozează posibilitatea apariției unor probleme deosebite ca urmare a propagării viiturilor pe sectorul românesc al Dunării. Cu toate acestea, este necesară o monitorizare atentă a evoluției situației hidrometeorologice, respectiv a comportării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor. Avertizarea hidrologică a fost deja transmisă către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională Apele Române, Ministerul Administrației și Internelor, Masmedia, SC Hidroelectrica SA, administrațiile bazinale de apă Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău, Ialomița și Dobrogea Litoral. În județul Giurgiu, două comisii formate din reprezentanții Apelor Române, ISU și ANIF, verifică zilnic starea digurilor situate de-a lungul Dunării, astfel încât să nu se producă fisuri în acestea. Autoritățile ne dau asigurări că nu există motive de îngrijorare, Dunărea aflându-se în județul Giurgiu la cota de atenție.